În următorul film, Mihai ne va prezenta cum se realizează mezonplasul pentru dejun și cină. Acum se va aduce la masă și se va așeza farfuria supun, la 1-2 cm de blatul mesei. În continuare, se vor aduce tatâmurile pentru dejun. Meniul va fi format dintr-o gustare sau un întreg, un preparat lichid, un preparat de bază, iar în final, un desert. Se vor așeza tatâmurile corespunzător. În partea dreaptă a farfuriei suport vom avea cuțitul pentru antreu, lingura pentru preparatul lichid, iar cuțitul pentru preparatul de bază. În partea stângă, la fel, în exterior vom avea furculița pentru antreu, furculița pentru preparat de bază. Iar tacâmul pentru desert se va așeza la vârful farfuriei suport. Acum se vor aduce la masă și se vor așeza paharele. Mai întâi se va așeza la vârful primului cuțit paharul pentru băutura aperitiv. De obicei este o băutură alcoolică tare care se consumă la începutul mesei pentru a deschide apetitul. În continuare avem paharul pentru vinul roșu care se va asocia preparatului de bază pentru că avem carne roșie, iar ultimul pahar este paharul pentru băutura răcoritoare. În final se va așeza șervetul pe farfuria suport. Și cu această operațiune am terminat de realizat mezonplasul pentru dejun.